Șoferul unui microbuz de rută a urcat beat criță la volan, iar în timp ce încerca să scape de urmărirea poliției, a provocat un accident. Totul s-a întâmplat în seara de 17 noiembrie, aproximativ la ora 20, pe strada Vasile Lupu, din sectorul Buiucane al capitalei. Bărbatul de 42 de ani, care conducea un microbuz de pe linia 101, a fost observat de o echipă de patrulare în timp ce se deplasa haotic în trafic. Șoferul vehiculului a fost somat să oprească, însă a ignorat cerințele poliției. Din cauza stării avansate de ebrietate, acesta a pierdut controlul volanului și s-a tamponat cu un alt vehicul. Imediat, oamenii legii l-au rugat să iasă din autoturism, acesta abia însă de se ținea pe picioare. Atent. Cădeți jos. Atent. Credeți că ați provocat accidentul tău? Da. Domn, cum vă numiți? Iuri. Iuri? De ce urcați în stare de ebrietate la volan? Țineți picioare, domn. Vă rău cu sumă. Și mă rugați, domn. După ce bărbatul a fost înlăturat de la volan, acesta a fost supus testului alcoolscopic, care a arătat 1,62 mg pe litru de alcool în aerul expirat, ceea ce depășește de 10 ori norma admisă. Din fericire, la momentul producerii accidentului, pasagerii în microbuzul de rută nu erau. Actualmente, conducătorul auto este documentat pentru conducerea vehiculului în stare de ebrietate și producerea unui accident rutier.